Bună ziua tuturor! Nu cu foarte mult timp în urmă vă spuneam despre un proiect împreună cu doctorul Musta de la Timișoara, prin care pot fi tratați și la domiciliu cazurile mai ușoare, dar care totuși au nevoie de oxigenator sau de puls oximetru, îmi cer scuze, nu e meseria mea. Noi suntem datori să fim parteneri în acest proiect, iar pentru că el este în linie dreaptă, dar pentru a putea beneficia cât mai mulți oameni în mod gratuit de aceste aparate medicale care nu sunt foarte complicate, nici foarte scumpe, avem nevoie de cât mai mulți oameni care să doneze, așa cum am făcut și eu, așa cum fac și alți oameni de bine, să achiziționăm astfel de aparate, astfel încât cel care are nevoie și în suferință acasă să poată să primească, simplu spus, butelia cu oxigen și masca aferentă sau micile aparate, pulsoximetrele care măsoară nivelul saturației de oxigen, astfel încât să nu fie necesar să se încarce spitalele inutil, dar nici pe de altă parte să avem oameni în suferință care să nu poată beneficia. Proiectul este în derulare, o parte din aparate sunt transportate atunci când medicii de familie semnalizează necesitatea lor la domiciliu oamenilor bolnavi. Avem nevoie de cât mai mulți oameni să fie alături de noi, de aceea ne-am luat și aceste tricouri pentru a sensibiliza lumea și arăta că în vremuri grele putem fi alături de cei în suferință și sunt convins că reușim să ducem până la final acest proiect, practic având cât mai multe aparate la dispoziție pe care le oferim gratuit celor aflați în suferință. Vă așteptăm alături de noi! Împreună salvăm vieți este un proiect generos care își propune să fie un real sprijin pentru bolnavii de COVID care se tratează la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie. Medicii de familie au acces gratuit la un program informatic denumit Pandemic Controller. Acesta asigură legătura profesională, siguranța datelor transmise, informațiile digitale care asigură o reală legătură între spital și medici de familie care tratează bolnavii de COVID la domiciliu. Cum se desfășoară în mod real acest proiect? Simplu. Când o persoană este pozitivată cu COVID-19, dacă își face analizele la spitalul județean sau este externat de la spitalul județean, automat datele lui sunt înscrise în Pandemic Controller. Medicul de familie primește un SMS sau un e-mail că are un pacient în Pandemic Controller. Acestea poate vizualiza o grămadă de informații, analizele medicale, modul de tratare al pacienților și dacă necesită o monitorizare cu pulsoximetru sau oxigenator. Multe persoane știu cum arată un pulsoximetru, dar nu cred că știu cum arată un oxigenator. Cel de față care vi l-ați văzut până acum este un oxigenator foarte performant, care a fost obținut la prețuri foarte bune, având în vedere o relație extraordinară care avem cu Linde Timișoara. De aceea vă încurajăm să susțineți acest proiect, să donați ca persoane fizice și ca și companii să sponsorizați, pentru că veți beneficia și de privilegiile acordate de legea sponsorizării. Nu în ultimul rând, aș dori să subliniez că această acțiune este o emulație societății civile care are exponenți Asociația Sfântul Martin și Fundația Umanitară Medicală Profilaxis din Timișoara. Bineînțeles că un astfel de proiect nu poate fi realizat fără contribuția autorității locale și în special a primăriei. De aceea aș vrea să-i mulțumesc domnului primar că a înțeles importanța acestui proiect și pe lângă faptul că sprijină instituțional acțiunea, ca și om a susține financiar această acțiune. Da? Aș vrea să mulțumesc în continuare celorlalți parteneri, Spitalul Clinic Județean Arad, Asociația Medicilor de Familie și, în ultimul rând, Universităților din Arad, Vasile Gordi și Aurel Vlaicu. Veniți.